Suntem aici ca să spunem împreună, trăiască Domnul! Împreună cu Biserica Domnului, stimați cântăreți, dirijori, formații, lideri, primiți prețuirea noastră pentru slujba făcută, ne bucurăm de faptul că ne-ați condus în această dimensiune sfântă, glorioasă, inexplicabilă a închinării și ne-am bucurat de faptul că jertfa a fost întreagă, fără cusur, o jertfă de care se bucură Dumnezeu. Stăpânul să vă răsplătească și să vă binecuvinteze pe toți și poporul să spună amin. Amin. Ne-au mai rămas câteva minute bune să ne uităm în carte și să ascultăm vocea Domnului. Mai ții minte când ai fost singur noaptea, poate bolnav, poate așteptând în camera de așteptare la spital pe cineva care ți-e drag? Și atunci vocea Domnului a fost cel mai important lucru? Astăzi nu ești în necaz, nu ești în camera de așteptare la un spital, ci ai venit aici tânăr, sănătos, puternic, în control, însă Domnul vrea să-ți vorbească din nou. Ești sigur că te poți meri să asculți vocea Domnului? Ești sigur că vrei să-ți deschizi sufletul ca să-ți vorbească Dumnezeul care în cer și pe pământ e singurul Dumnezeu adevărat? E singur că ai pasiunea necesară să-L cinstești cu seara aceasta, ascultându-I cuvântul. Cuvintele acestea într-o zi au ieșit din gura Lui, a Lui Dumnezeu să fie slava. Vă chem să citim un cuvânt din Biblie și pentru onoarea Lui vă rog să vă ridicați în picioare. Seara aceasta o să citim din Filipeni, capitolul 4, versetele de la 10 la 13. Filipeni 4, începând cu versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iară sentimentele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic aceasta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Amin. Vă rog să vă reașezați. În seara aceasta glorioasă, a zilei pe care am dedicat-o Domnului ca o zi de mulțumire, din care am făcut o sărbătoare, vrem să privim la masa aceasta, așa cum vă rugam de dimineață să faceți, și să acceptați faptul că tot ceea ce este aici este un simbol al binecuvântării cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Noi obișnuim să apreciem slujirile fraților și munca aceasta a fost făcută de sora Gabi Bujdei, a ajutat-o sora Melania. De ună zi ne-am rugat pentru sora Gabi Bujdei. Ea se ocupă de decorul din biserică și poate că ni se pare puțin lucru, dar dacă ea nu ar fi făcut lucrul acesta, masa aceasta nu arăta așa. Cel mai mic lucru pe care îl face cineva din biserică este un lucru mare și vreau să vă mulțumesc celor care faceți lucruri pentru Domnul în această biserică. Prețuiesc timpul pe care îl folosiți pentru asta. Vă admir pentru decizia pe care o luați să faceți ceva pentru Dumnezeu cheltuindu-vă resursele, indiferent că resursele astea înseamnă timp, bani sau altceva. Vă mulțumesc că aveți răbdare și în situații în care este mai greu. Vă prețuiesc faptul că evitați conflictele atunci când ele sunt gata să apară. Vă mulțumesc că aveți înțelegere față de cei care vă sunt alături și care poate nu vă înțeleg și nu vă ajută. Apreciez faptul că puteți să faceți lucrul ăsta și fără ca cineva, ori de câte ori trebuie, să vă spună mulțumesc. Astăzi ne-am rugat pentru sora Laura Țibu și spuneam că ea nu face decât să pună versetul pe semnul ăla publicitar de la intrarea în curtea bisericii. Dar știți că de câteva ori am găsit-o iarna în timp ce zăpada era mare, cu o șurubelniță în mână, desfăcând geamul ăla și dând litere la o partele și rearajându-le în alt fel. Și când eu am coborât din mașină și am intrat în biserică, m-am grăbit să fug, să nu stau mult în frig. Și probabil că ea a stat acolo poate 30 de minute. Nu-i mare lucru ce face, dar vrem în această seară să-i spunem că e mare lucru ce face. Și pentru ea și pentru dumneata și pentru toți cei care sunteți aici și faceți ceva, primiți recunoștința Bisericii Domnului și asigurarea că biserica aceasta este ceea ce este în primul rând prin Harul lui Dumnezeu
și în al doilea rând prin harul care lucrează în fiecare dintre noi, Dumnezeu să vă răsplătească. Și astăzi, în ziua recunoștinței, acceptați faptul că vă iubesc și că sunt mândru să merg înainte alături de dumneavoastră, de oamenii aceștia de lângă mine și de oamenii aceștia din fața mea. Astăzi vreau să predic despre disciplina mulțumirii și să vă spun că una dintre cele mai mari virtuți pentru un om al lui Dumnezeu este să fie mulțumit și să fie mulțumitor. A fi mulțumit este o stare interioară a inimii. A fi mulțumitor este o atitudine care se verbalizează față de cei din jur. Un om poate fi mulțumitor doar atunci când este mulțumit. Poate avea o atitudine doar atunci când are o stare. Poate face doar atunci când este. Atunci când vorbim despre starea aceasta de a fi mulțumit din punct de vedere biblic, trebuie să menționăm că este două feluri de a fi mulțumit. Primul fel este un fel de mulțumire naturală, omenească, obișnuită, și această mulțumire naturală este o reacție de manifestare a stării de satisfacție interioară pentru un lucru plăcut nouă care se întâmplă. Spre exemplu, dacă eu aș avea o nevoie și unul dintre frații de lângă mine ar anticipa ce nevoie am și ar veni lângă mine și mi-ar spune: poftim, vreau să te ajut. Dintr-o dată, eu aș avea o reacție și aș spune: mulțumesc. De ce reacționez așa? Pentru că mi-a făcut un bine. Și pentru că binele acesta îmi place. Binele acesta mă ajută. Este o reacție normală. Dacă cineva nu este la nivelul ăsta, un nivel mai jos de atât nu există. Asta este starea de mulțumire normală, naturală, cea mai elementară. Nimeni nu poate coborî mai jos de atât. Cineva să nu spună unuia care se deranjează pentru el mulțumesc, e foarte urât. Al doilea fel de a mulțumi nu mai este mulțumirea naturală, ci este mulțumirea duhovnicească, mulțumirea disciplinată. Și aceasta este disciplina interioară care îi dă omului capacitatea de a fi mulțumitor, nu când îl ajută cineva, ci când nu îl ajută nimeni, și când cineva îl încurcă. M-ai auzit? Una este să te ajute cineva și să spui: mulțumesc frumos. Este de-a dreptul omenește, este elementar. Dar să fii mulțumitor și mulțumit atunci când nu te ajută nimeni și te simți singur, atunci când nu numai că nu te ajută nimeni, dar te încurcă și te simți neînțeles, și ca Ilie odinioară pe munte: Doamne, am rămas numai eu singur și pe mine caută să mă omoare. Dacă mulțumirea aceasta care este normală este cea mai elementară reacție a unui om la ceva plăcut care îi se întâmplă și îi provoacă satisfacție, pentru asta nu-ți trebuie nicio disciplină. E omenește să-i spui: mulțumesc că mi-ai deschis ușa, mulțumesc că te-ai gândit la mine și mi-ai spus happy birthday, mulțumesc frumos. Dar ce simți atunci când cineva te vorbește de rău, te lovește, ar putea să te ajute și nu vrea? Ce zici atunci? Pavel spune următoarele cuvinte și spune asta de două ori ca Domnul Iisus: adevărat, adevărat îți spun, m-am disciplinat să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc, în orice stare. Pavel spune următoarele cuvinte: m-am disciplinat, versetul 11, să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc, adică în orice stare. Și în versetul 12, în totul și peste tot m-am disciplinat, indiferent că mi-e foame sau sunt sătul. Ascultă-mă, e ușor să spui mulțumesc celui care îți dă să-ți umpli stomacul. Dacă nici mulțumesc nu spui, să nu te superi, nu merita să te ajute. Dar ce faci atunci când îți este foame și trebuie să fii mulțumitor? Pavel spune: m-am disciplinat, indiferent de ce mi se întâmplă, să fiu mulțumitor. M-am disciplinat, m-am luptat, m-am obișnuit și m-am deprins să fiu așa. Aceasta este o stare de maturitate spirituală care se exprimă în dimensiunea mulțumirii,
prin a fi mulțumitor indiferent ce ți se întâmplă. Privind lucrurile în maniera aceasta, trebuie să afirmăm faptul că oamenii aici sunt de o singură categorie. În mulțumirea naturală sunt de două categorii. Unii spun mulțumesc și alții nu. Aici oamenii sunt de o singură categorie. Oameni care o viață întreagă construiesc caracterul din inima lor și se obișnuiesc să nu lase experiențele și circumstanțele din jur ca să hotărască dacă ei sunt mulțumitori sau nu. Dacă voi lăsa ochii mei să se uite la jumătatea goală a paharului, voi fi frustrat că altul are mai mult decât mine și întotdeauna cineva va avea mai mult decât mine. Că altul știe mai mult decât mine și întotdeauna cineva va ști mai mult decât mine. Cineva va predica mai bine decât mine și de fiecare dată cineva va predica mai bine decât mine. Că cineva, și lista poate continua, dacă mă obișnuiesc să mă uit la jumătatea goală a paharului, asta îmi va da frustrare. Mă va face să trăiesc în comparația și în competiția cu alții și pe cei care sunt deasupra mea voi fi tentat să îi invidiez și dacă pot să îi ajut să coboare, iar pe cei care sunt jos să-i disprețuiesc și să-i ajut să rămână acolo. Dar dacă mă uit la partea plină a paharului și dacă nu las circumstanțele din jurul meu să hotărască cum mă simt, voi fi fericit în fiecare zi. Voi fi fericit indiferent ce mi se întâmplă, pentru că eu hotărăsc să fiu fericit. Există o fericire de circumstanță în care dacă ai o zi norocoasă ești fericit, dar dacă ai o zi obișnuită, adică nenorocoasă, nu ești fericit. Și cele mai multe zile din viața noastră sunt nenorocoase și vei trăi o viață frustrată și vei fi un creștin posomorât și tot timpul te vei simți dezavantajat, vei simți că cineva spune piedică, că nu te respectă și că nu te ajută. Și asta doar pentru că ți-ai făcut răul obicei să te uiți la partea goală a paharului. Pavel spune, eu sunt fericit și când mi-e foame și n-am ce să mănânc. Asta nu-i normal, evident că nu-i normal, e doar duhovnicește. Normal e să fii firesc, să spui thank you când ești sătul. Dar când ești rupt de foame, atunci să mai fii bucuros. Numai un om duhovnicesc poate să fie așa, numai un om matur poate să fie așa. Și Pavel este un om matur și spune că mi-e foame, că nu mi-e foame. Că mă lovesc frații, că nu mă lovesc frații. Că cineva recunoaște meritele mele și spune bravo, bravo, ești un om special. Și, sau că cineva nu face lucrurile astea, măcar că ar trebui să le facă. Indiferent de aceste lucruri, nu las ca aceste împrejurări să-mi dea mie notă. Că aceste lucruri nu-mi dau valoare și nu-mi iau valoarea. Eu știu că Dumnezeu mă iubește. Știu că nici atâta nu merit cât am astăzi, așa că îi mulțumesc Domnului pentru ce am, pentru ce știu, pentru ce sunt și pentru ajutorul Său. Privind lucrurile în maniera aceasta, acceptăm faptul că nemulțumirea e un păcat. V-ați gândit vreodată la faptul că nemulțumirea e un păcat? Ascultați-mă, să fii mulțumitor nu e opțional, e obligatoriu. Iar dacă nu ești mulțumitor, ești nemulțumitor. Și atunci când ești nemulțumitor, păcătuiești. Și păcatul acesta e la fel de mare ca următoarele păcate. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, adică complicate, ca cele de acum. Oamenii vor fi iubitori de sine, adică aroganți, părându-li se că ei și nimeni altcineva. Doi, iubitori de bani, adică iubesc banii, nu că-s bogați, că nu toți oamenii bogați iubesc banii. Lăudăroși, trufași, hulitori și, atenție, nemulțumitori. A fi nemulțumitor e păcat. E la fel de păcat ca oricare alt păcat. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să punem câteva întrebări. Prima dintre ele, de ce nemulțumirea este un păcat? Nemulțumirea este un păcat pentru că este o atitudine a oamenilor păcătoși, oamenii sfinți. Nu sunt nemulțumitori. Numai oamenii păcătoși sunt nemulțumitori, că nu se mai satură. Dumnezeu e pompierul care le stinge casa, iar dacă casa nu le arde, n-au nevoie de Dumnezeu. Se roagă numai la necaz. Se roagă numai când sunt bolnavi și vin la biserică numai atunci când le este greu.
Dar dacă nu le e greu și dacă le e bine, nu mai vin la biserică, că ei au nevoie de Dumnezeu doar cum au nevoie de medic. Câți dintre dumneavoastră invitați medicul să petreceți Revelion împreună? Niciunul. Dar unde vă duceți când nu mai aveți nicio soluție și sunteți bolnavi? La medic. Ei, așa îl tratează unii pe Dumnezeu. Dacă sunt bolnavi, atunci Dumnezeu devine important. Dacă sunt sănătoși, se poate și fără Dumnezeu. Un astfel de om va fi nemulțumitor. De ce sunt oamenii nemulțumitori? Pentru că oamenii păcătoși sunt prin natura lor nemulțumitori. Și toți oamenii păcătoși sunt nemulțumitori. În al doilea rând, nemulțumirea este un păcat pentru că e o contestare a voiei lui Dumnezeu. Înțelegeți cuvântul contestație? Contestație înseamnă nu sunt de acord, sunt împotrivă. Atunci când ești nemulțumitor, prin atitudinea de nemulțumire, faci contestație la adresa lui Dumnezeu pentru felul în care se poartă cu dumneata. Și atitudinea de nemulțumire se exprimă prin întrebarea: cum îți permiți să îngădui să fiu eu bolnav? Cum îți permiți să aibă soția mea cancer? Cum îți permiți să tușesc eu de 2 luni și să nu-mi treacă? Cum îți permiți să... Și lista poate continua. Dar eu sunt atât de important încât ar trebui să primesc mai multă atenție de la tine. Și tu nu-mi dai atenția pe care ești obligat să mi-o dai? Nemulțumirea este o atitudine de a contesta decizia lui Dumnezeu să îngăduie și necazul în viața dumitale, nu numai bucuria. Când nu îngădui necazul, încercarea și suferința, de fapt îi spui lui Dumnezeu: nu te atinge de mine că eu-s de catifea și cu mine trebuie să ai grijă, fără necazuri cu mine nu-ți merge, eu trebuie să fiu numai bogat, numai sănătos și numai roșu la față, niciodată galben. Este o contestare a voii lui Dumnezeu. Dumnezeu n-are voie să fie stăpân cu dumneata, că imediat te superi. Dumnezeu nu poate să te treacă și pe sus și pe jos ca să te învețe și smerenia și înălțarea, că imediat te șifonezi. Nemulțumirea e păcat pentru că îi spui lui Dumnezeu: n-ai dreptul să faci asta cu mine, tu nu ești stăpânul meu. Dacă Dumnezeu este stăpân, face ce vrea cu viața dumitale. Și dacă viața dumitale e înfășurată pe degetul lui Dumnezeu, atunci El o rupe când vrea. Atunci El o noadă când vrea. Și atunci El face ce vrea. Dacă mai ai o zi de viață, spune: mulțumesc frumos. Iar dacă s-a terminat, spune: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, Doamne, ai milă de mine și fă-mi parte de cununa neprihănirii. Iar cei care rămân în urmă, că întotdeauna vor rămâne, dacă nu copiii nepoții, dacă nu nepoții strănepoții, întotdeauna vor rămâne. Că așa ne-a lăsat Dumnezeu să trăim în familie. Dumnezeu se îngrijește de ei așa cum s-a îngrijit de noi. În al treilea rând, nemulțumirea este un păcat pentru că e un reproș la adresa lui Dumnezeu. Atunci când am spus că nemulțumirea e un păcat pentru că e o contestare a voiei lui Dumnezeu, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că Pavel i-a cerut lui Dumnezeu: Doamne, vindecă-mă! Și știți ce i-a spus Dumnezeu? Nu te vindec. Harul meu îți este de ajuns, pentru că puterea mea e făcută desăvârșită în suferința ta. Și Pavel spune: de aceea mă voi lăuda mai mult și bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui să rămână în mine. Pavel n-a contestat decizia lui Dumnezeu să-l păstreze cu un țepuș. Ai țepuș? De ce contești decizia lui Dumnezeu să-ți păstreze țepușul? Te doare ceva? De ce tot timpul cârtești împotriva Domnului că ți-a lăsat țepușul acolo? El știe că fără țepușul acela te-ai pierde, n-ai crește. Lasă-L pe Dumnezeu să regleze lucrurile după tot înțelepciunea Lui și lasă-L pe Dumnezeu să te crească, să te dezvolte, să te binecuvinteze. Nu contesta voia lui Dumnezeu. Pavel spune: bucuros accept țepușul, Doamne. E ușor să fii orb? E ușor să ai boală? E ușor să fii sărac? E ușor să fii în suferință? E ușor să fii vorbit de rău? E ușor cineva să dea cu piciorul în reputația pentru care tu ai alergat ani de zile? Nu. Dar poți controla asta? Nu. Atunci stai liniștit. Ce nu poți să controlezi? Spune-i: oh, scuză-mă, asta este geabul tău, Doamne, ocupă-te de el. Și cum îl așezi tu? Așa e bine așezat, că oricum nu-i de competența mea. Nu contesta voia lui Dumnezeu, dacă se numește suferință sau se numește sănătate. Nu contesta, lasă-L pe Dumnezeu, pentru că e stăpân, să hotărască ce se va întâmpla mâine în viața dumitale. Dacă ești nemulțumitor, ascultă-mă, asta este atitudinea oamenilor păcătoși.
Nemulțumirea este un păcat, pentru că, așa cum anticipam, este un reproș la adresa lui Dumnezeu. Ascultați cuvântul Domnului din Luca 15:29. Drept răspuns, a zis tatălui său: Tată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie nu mi-ai dat nici măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei, vreau să știi astăzi că îți reproșez. Îți reproșez. Pe mine m-ai subapreciat, m-ai nedreptățit, cu mine ai fost subiectiv. Doamne, el e sănătos, eu sunt bolnav. El e bogat, eu sunt sărac. El are copii, eu nu am. El are, eu nu am. Și așa mai departe. Tot timpul trăiești obsedat de comparații. Toată lumea vrei să fie mai jos decât dumneata, mai săracă decât dumneata, mai urâtă decât dumneata și așa mai departe. Oamenii lui Dumnezeu, fiecare dintre noi avem un drum în viață. Mergeți liniștit pe el, pentru că este cel mai bun drum pe care îl poți avea. Nu-i face niciun reproș lui Dumnezeu prin atitudinea de nemulțumire. Doamne, sunt mânios, nu meritam treaba asta. Iar mă duc eu la spital. Aseară am aflat următorul lucru. Ramona Străteanu a fost de 22 de ori la spital în anul 2013. Și de fiecare dată a stat aproximativ o săptămână sau mai mult. 22 de săptămâni. Câte săptămâni are un an? Aproape jumătate. Ce ai zice dacă ai sta o jumătate de an la spital? Ce ai zice dacă ai avea cancer la pancreas și la ficat? Pentru ce te plângi? Pentru o frunză care cade din copac? Pentru ce te plângi? Că n-ai găsit rochia verde și ți-ai luat albastră? Pentru ce te plângi? Că n-ai putut să cânti solo în seara asta, dar vei cânta duminica viitoare? La nivelul ăsta ești? Pentru ce te plângi? M-am obișnuit să nu mai mă plâng. Când duminica asta sau când duminica viitoare? Când în 2013 sau în 2020? M-am obișnuit. Pot să stau sărab de foame o zi, două, sau pot să mănânc, pot să mă bucur de respect, sau pot să accept și disprețul? M-am disciplinat. Nu e o atitudine normală, este duhovnicească. Normal este să spui mulțumesc când ți-e bine și ai grijă că te pleznesc. Când nu ți-e bine, duhovnicește e să spui mulțumesc, Doamne, pentru cum îngădui Tu. Indiferent unde ești, mulțumesc, Doamne. Indiferent cum ești, mulțumesc, Doamne. Indiferent ce vine, mulțumesc, Doamne. Indiferent ce simți, mulțumesc, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Așa a spus Pavel. Nu-i reproșa lui Dumnezeu prin atitudinea de nemulțumire. Nu contesta decizia lui de a face ceva cu dumneata. Am aici un pix? Fac ce vreau cu el. Ce-ar fi la un moment dat să țipe la mine și să spună: Hei, iar scrii cu mine, dar unde te trezești? De astăzi înainte scrii doar 5 minute pe zi. Dacă ai nevoie mai mult, ia un creion. Ce? Aș da cu el să nu se vadă. El să conteste decizia mea să scriu eu când vreau cu el? El să-mi facă mie reproș și să-mi spună că doar 5 minute să-l folosesc? Atitudinea de nemulțumire e o contestare a voii lui Dumnezeu și este un reproș la adresa stăpânului care guvernează cosmosul. Iar noi care ne numim ascultători de Dumnezeu și supuși lui Dumnezeu și robi ai lui Dumnezeu, de multe ori spunem: pardon, Doamne, nu eu-s potrivit, trimite pe altul acolo, cu mine nu te poți purta așa, eu sunt șifonabil. De ce nu accepți voia lui Dumnezeu? Câți ani de pocăință îți trebuie ca să spui: Doamne, pe drumul pe care vrei să merg, voi merge. Nu vreau să spun că mi-e ușor. Nu. Numai eu știu ce e în sufletul meu. Dar nu o să las gura asta să mă bage în păcat. Pentru că nu dumneavoastră o puteți folosi. Numai eu. Numai eu am control asupra ei. De aceea voi veghea asupra cuvintelor care le spun. Să nu-i reproșez nimic lui Dumnezeu. De ce nemulțumirea este păcat? Nemulțumirea este păcat pentru că e o stare de revoltă împotriva suveranității lui Dumnezeu. Ascultați un cuvânt din Matei 25. Cel ce n-a primit decât un talent a venit și a zis: Doamne, eu știu că Tu ești un om aspru, că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și m-am dus de mi-am ascuns talentul în pământ, ia ce al tău de aici. O persoană care s-a revoltat împotriva Domnului. Nu poți să pui jugul pe el că se revoltă.
Nu poți să-l lași o zi nemâncat că se revoltă. Nu poți să-l uiți o zi că se revoltă. Îi trebuie atenție, îi trebuie de 3 ori pe zi, îi trebuie 8 ore pe noapte, îi trebuie. Dacă îl scoți din condițiile astea, nu se poate fără maintenance, nu se poate, nu se poate. Oamenii ai lui Dumnezeu, trăim în condiții complicate, trăim pe un pământ blestemat, trăim între oameni ocupați, între oameni care au problemele lor. Nu mai suntem copii să fim așa de șifonabili, suntem oameni mari. Putem să stăm o zi dacă ne este foame fără să mâncăm, nu-i nicio problemă. Dacă fratele meu s-a întâmplat să mă supere, nu mă ridic imediat la gâtul lui să-i spun, băi, dar nu ți-e rușine, mai înghit un pic, am 51 de ani, mai și înghit un pic. Îl mai și înțeleg un pic, că și eu pretind înțelegere de la dumnealor când îi supăr. Ce atâta toată ziua cu sabia scoasă? De ce atâta nemulțumire? De ce atâta șifonabilitate? Asta nu vine din maturitate, nu vine din pocăință. Nu. Sper să nu produc supărare surorii Margareta prin ce spun. O văd acolo însă și nu știu dacă odată am fost la Ramona și n-a fost acolo, nu știu unde a fost, probabil acasă să gătească sau în altă parte. Și de fiecare dată când am plecat cu tovarășul de slujbă cu care m-am dus ieșim pe hol, unul dintre noi, printre lucrurile pe care le-a remarcat, așa cum face anumite observații când pleci dintr-un loc, am spus, Doamne, ai milă, te rog, și de Ramona și ai milă și de sora Margareta, pentru că ce e în inima unei mame când își vede un copil de 30 de ani, 32 de ani în situația asta? Iar unii dintre noi sunt atât de șifonabili doar pentru pretențiile lor, pentru ambițiile lor și pentru lucruri care înseamnă nimic. Iar alții, de 2 ani de zile se luptă cu cancerul și spun, îi mulțumesc lui Dumnezeu, eu știu că El mă va vindeca. De ce aici împreună și dincolo despărțiți? Pentru că unii dintre noi se luptă și se disciplinează să fie oameni duhovnicești, iar alții nu. Vă chem în această seară, scumpii mei, să acceptați că pentru toți este apă, apă din cer și mâncare din cer. Dar dacă ne vom da silința să ne hrănim din Dumnezeu și El să umple sufletul nostru, atunci vom fi plini de Duh, nu plini de fire. Nemulțumirea este o atitudine păcătoasă. 2. De ce mulțumirea este o virtute? Virtute înseamnă calitate, un lucru bun, pozitiv. De ce mulțumirea este o virtute? Am încercat să spun 4 argumente de ce nemulțumirea e păcat și o să spun câteva argumente despre de ce mulțumirea este o virtute. Mulțumirea este o virtute pentru că ea exprimă încrederea pe care un om o are în Dumnezeu, indiferent de situațiile prin care el trece. Asta nu înseamnă că lui este ușor să se comporte bine și la bine și la greu. Nu, asta înseamnă doar că el se disciplinează să se comporte bine și la bine și la greu. Și am să citesc din nou despre Pavel din Roman 5:3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, știind că beneficiul necazului este răbdarea. Am să te întreb direct în această seară, dragul meu, te bucuri în necaz? Încearcă numai să înțelegi că Dumnezeu are un singur rai, raiul unde e Pavel acum. Și încearcă să înțelegi că are o singură condiție pentru a ajunge acolo, condiția pe care a trecut-o Pavel. Ascultă-mă, în timpul necazului te bucuri? Ai ajuns la nivelul acesta de maturitate duhovnicească să înțelegi că în viața asta nu poți să fugi în fiecare zi de necaz. Uneori necazul te va ajunge din urmă, că e un test și este o experiență pe care toți oamenii o au cândva în viață, mai des sau mai rar. Ți-a venit rândul. Mai spuneam, mai în glumă, mai în serios, tovarășilor mei, că tusea asta pe care eu o am de ceva vreme, așa, merge de la unul la altul. Și ziceam că nu știu ce se întâmplă, că nu mai pleacă de la mine. Că a stat prea mult, în mod normal nu stă 5 săptămâni la cineva, ci după una, două se duce. Că vedeți, așa se întâmplă în viață. Ce zici în timpul necazului? Ce zici în timpul încercării? Mulțumirea este o virtute pentru că ea pune în evidență capacitatea de a spune, indiferent în ce situație te afli, mulțumesc lui Dumnezeu și pentru asta. Oricum nu se corectează lucrurile dacă spui
dacă nu spui mulțumesc. Nu se repară, tot în situația aia ești. Dar Dumnezeu se uită și spune, n-ai trecut examenul. Mulțumirea este o virtute. Indiferent unde ești, indiferent cum ești, indiferent cu cine ești, indiferent în ce stare ești, indiferent ce simți, spune, mulțumesc, Doamne, pentru toate lucrurile. Starea de șifonabilitate prezintă introducerea pe scena lumii, copilăria. Oamenii maturi sunt diferiți. Ați observat dacă un copil se lovește, țipă? Dacă un adult se lovește, cel mult zice, oh, și nu mai zice nimic după aceea. Îl doare, dar nu-și permite să-și exteriorizeze durerea, numai dacă e singur. Dar altfel, îl doare și nimeni nu știe. Așa fac adulții. În al doilea rând, mulțumirea este o virtute pentru faptul că ea manifestă speranța pe care oamenii o au în Dumnezeu, indiferent de situațiile prin care trec. Am să citesc din Scriptură. Iată, Dumnezeul nostru cu căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul ăsta aprins și ne va scoate, împărate. Dar dacă nu ne va scoate, să știi că noi nu ne vom închina. Noi avem speranța că Dumnezeu ne va scoate. Ascultă-mă! Cine are cancer trebuie să spere că Dumnezeu îl va vindeca. Cine e răcit sau are virus, trebuie să spere că Dumnezeu îl va vindeca. Cine are o datorie și nu o poate plăti, trebuie să spere că mâine o poate plăti. Cine este singur și amărât, să spere că mâine Dumnezeu îi va schimba condiția într-una pozitivă. Trebuie să speri că promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini mâine. Avram a așteptat mulți ani și într-o zi a venit ziua și Dumnezeu a spus, bine că ai așteptat, bărbate, pentru că a venit vremea să primești copilul promis. Trebuie să aștepți, trebuie să știi că s-a făcut o promisiune în cer, trebuie să știi că gura celui preanalt a promis, promit, mă leg, mă jur, spune Domnul, pe ochii mei, îți promit astăzi că te voi însoți, vei trece prin foc și focul nu o să te ardă, vei trece prin apă și apa nu o să te nece, voi pune garda de îngeri în jurul tău. Bazează-te pe promisiunea aceasta. Bazează-te pe promisiunea aceasta. Când doctorii nu mai au nicio soluție, bazează-te pe cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu. Când oamenii te părăsesc, te fură, te mint, te înșală, nu fi nemulțumitor, nu fi nemulțumit. Nu te mai uita la ei, că dacă te uiți la ei, simți să te ceri cu ei, să-ți faci dreptate. Lasă-i în pace, Dumnezeu se va judeca cu ei. Ridică-ți privirea și spune așa, Doamne, trec printr-o situație grea, sunt ispitit să fac lucruri râte, însă vreau astăzi în ziua necazului să trec examenul și să-ți spun, mulțumesc că ești Dumnezeul meu, tu îmi cunoști situația, Doamne, scapă-mă, o să mă bazez pe bunătatea ta, n-o merit, dar aștept îndurarea ta, aștept o dimineață în care va fi rândul meu. Spunea fratele păstor David, sunt pe listă, aștept aprobarea pentru green card. Și tot așteaptă de 10 ani, adică tot aștepta la timpul trecut. Într-o zi m-a sunat și mi-a spus, gata, l-am primit! A venit o zi pentru el, când a ajuns numele lui și al familiei lui pe masa ofițerului care a semnat. A venit o zi pentru asta. Omule, nu fi nemulțumitor, nu cârti, nu obosi, nu-ți pierde speranța, așteaptă, pentru că nemulțumirea este un păcat, iar mulțumirea este o virtute. Cum se poate disciplina un om să fie mulțumit și mulțumitor, să aibă o stare de mulțumire și o atitudine mulțumitoare? Predând în totalitate viața Duhului Sfânt să o îndumnezeiască. Dragii mei, starea de mulțumit și atitudinea de mulțumire sunt componente ale unui caracter duhovnicesc. Ele nu te-ai pocăit astăzi și mâine devii duhovnicesc, nici vorbă. E vorba de disciplină. Pavel spune, m-am disciplinat să fiu mulțumitor în orice situație. E o stare de disciplină, nu te naști cu asta. Nu te naști să mergi pe bicicletă, dar dacă te disciplinezi, o să înveți și nu o să mai uiți. La fel e cu notul și la fel e, sunt oameni care îmbătrânesc și nu știu să înnoate, ori pentru că au trăit departe de apă, ori pentru că erau odată gata să se nece, s-au speriat de apă și au zis, eu nu mai mă bag în apă în vecii vecilor, nu mai îmbarcă. Scriptura spune, roada Duhului dimpotrivă este... Fără Duhul lui Dumnezeu, ești doar un muritor, trăiești doar într-o fire pământească care te va domina, ești înconjurat de ispite și nu vei reuși. Vei reuși poate o zi, două, dar după aceea te vor pune jos. Te vei întoarce din nou la mizeriile acelea
și nu vei putea să reziști. Dar dacă vei fi plin de Hristos, El va birui. Legea Duhului de viață va birui legea păcatului și a morții. Apoi, crescând duhovnicește în fiecare zi. Uitați-vă ce spune Pavel despre începutul convertirii lui. Binele pe care vreau să-l fac, nu pot să-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, asta fac. Dar știți când spune asta? La începutul pocăinței. Dar la sfârșitul pocăinței ce spune? La sfârșitul pocăinței spune următorul lucru. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Acum mă așteaptă cununa. Scumpii și sclipitorii mei frați, nu este așa că noi toți am început pocăința după ce ne-am dat viața Domnului cu multe slăbiciuni și neputințe? Și am avut dificultăți să ne lăsăm de țigări dacă fumam înainte de convertire? Am avut dificultăți să ne corectăm viața în toate aspectele și ne-am muncit așa de rău și păcatul era așa de puternic, dar au trecut ani și procesul acesta de maturizare a progresat, a mers înainte și astăzi suntem independenți față de păcat, morți față de păcat, iar păcatul nu ne mai poruncește nouă ce să facem. Păcatul nu-i polițistul nostru, trage pe dreapta și n-ai încotro, că dacă nu vrei te prinde. Ori tragi singur, ori tragi forțat, tot acolo e, că tot tragi pe dreapta. Ori aici, ori mai încolo, tot te pune jos. Păcatul nu comandă mie ce să fac. A fost așa odată spre rușinea mea. Ești o persoană care ai depășit starea aceasta, nu pot, aș vrea, dar nu pot? Poți să spui astăzi, lupta mea este una plină de victorie prin harul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune Pavel? Eu pot totul, dar nu vă uitați la mine cu admirație, că eu pot totul în numele Lui, eu pot totul în Hristos, care mă întărește. Dacă nu m-ar întări El, în seara aceasta, prealeșii mei frați, aș vrea să mă opresc ca să las câteva minute de rugăciune și o să-l invit pe Dan și grupul de worship să vină aici pe scenă. Ne-au mai rămas câteva minute, mi-ar fi plăcut să rămână mai mult, dar așa a fost în seara asta. Aș vrea însă să mă uit la dumneavoastră și să vă spun următorul lucru. Ar trebui, în mod normal, anul trecut să fi fost un pic mai jos decât anul ăsta, iar anul ăsta să fim un pic mai jos de anul viitor. Ar trebui acum să stăm înaintea Domnului și să fim bucuroși că anul acesta l-am petrecut nu doar cumpărându-ne o mașină sau mai punând la datoria de la bancă 10.000 sau 100.000, ci am folosit anul acesta și să creștem duhovnicește și să depășim nervii noștri, ambițiile noastre, conflictele noastre și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru situațiile prin care trec, mulțumesc că Tu știi datoriile mele, știi durerile mele, știi singurătatea mea, știi povara mea. Mulțumesc pentru toate lucrurile, Doamne, Tu ești Dumnezeul meu. Știu că Tu ai putea să faci un semn și aș rămâne fără nicio datorie, dar tot așa m-ar chema, tot înălțimea asta aș avea-o. Doamne, ajută-mă să nu Te subordonez pe Tine cu dorințele mele, ci ajută-mă să subordonez dorințele mele harului Tău. Să Te las pe Tine să fii stăpânul meu, să-ți dau agenda inimii mele și să spune, Doamne, completează Tu agenda pentru mâine dimineață și spune ce să fac mâine. Dacă vei vrea să trec pe drumul acela, Doamne, pe acolo o să trec și o să-ți spun la fiecare pas, mulțumesc frumos. Ai vrea în seara aceasta să-ți ceri iertare de la Domnul pentru atitudinea de cârtire, de răzvrătire, de contestare, de revoltă sau de reproș? Vrei să recunoști că ai greșit în privința aceasta? Ai vrea să-ți dezvolți caracterul și să fii un om mulțumitor și să spui, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. Mă doare, dar nu-i nicio problemă. Mulțumesc, Doamne, pe Tine Te adoră mai mult. Vrei să crești spiritual, vrei să devii un creștin puternic, vrei să-ți influențezi generația aceasta prin harul pe care Dumnezeu l-a pus în inima dumitale? Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să cântăm un pic. Să ne pregătim inima pentru rugăciunea cu care vom încheia serviciul divin. Te rog, te rog, nu fi plictisit de seara asta. Dumnezeu te cercetează din nou. Omule, într-o zi nu vei mai fi în adunarea asta, nici dumneata, nici eu. Și vor fi doar ei și fiecare vor avea câte 2, 3, 5 copii, iar noi vom fi la cele veșnice. Și să nu ratăm seara asta, că nu va mai fi niciodată. Niciodată nu a mai fost seara asta, a fost alta. Și niciodată nu va mai fi, va mai fi alta. În seara aceasta, doar în seara aceasta este seara aceasta. Folosește timpul acesta. Cereți iertare, fă promisiuni Domnului și hotărăște să devii mai aproape de Domnul. Haide să cântăm și apoi ne vom ruga. Let's go.
Vreau să cer de la dumneavoastră un minut și în timpul acesta, înainte să ne rugăm, aș vrea cu toții să vă aplecați capetele, să vă închideți ochii și să stați în fața lui Dumnezeu. Sunteți oamenii lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta ești aici și ești în conflict cu cineva, cu rude, cu prieteni, pentru pământ, pentru bani, pentru că te-a ofensat, starea aceasta te împiedică să fii un om mulțumitor și plin de pace, de liniște. Nu mai pleca acasă la fel. Nu se poate. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Nu-L dezonora. Nu face harul Lui neputincios. Nu pleca acasă bolnav. Rămâi aici. Mărturisește-ți păcatul acesta de ambiție. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți apere pricina. Dacă ești aici și nu poți să suferi soția sau soțul, copiii sau părinții, și ești într-o stare de conflict cu el sau cu ea, cu ei, dacă nu mai poți să-i vezi, dacă nu poți să-i suporți, te rog în această seară
Este ziua mulțumirii față de Domnul și gura Domnului a vorbit prin cuvânt. Pocăiește-te! Oprește-te și privește cu respect la soția pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Privește cu respect la soțul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Iubește-o și respectă-l. Cinstește-ți părinții și educă-ți copiii. Restaurează starea de adversitate pentru că ești aici cu Dumnezeu și te-ai întâlnit cu El ca să te vindeci. Dacă ai alte probleme pe care eu nu știu să le anticipez, te rog, te rog, nu pleca acasă conținând lucruri păcătoase, murdare, impure. Și în rugăciunea aceasta care va urma, varsă-ți tot amarul înaintea Domnului. Spune-i Domnului ce te doare. Spune-i Domnului despre boala ta, despre singurătatea ta, despre amărăciunea, despre poverile pe care le porți. Nu aștepta ajutor de la oameni, că oamenii sunt din țărână. Uită-te spre cer unde e slava lui Dumnezeu fără început și sfârșit. Și așteaptă îndurarea celui prea înalt care te iubește. Lasă mâna lui Iisus care e perforată de cuie să te atingă, să șteargă lacrima, să te ridice și să spună: eu te iubesc, eu dau popoare pentru tine, te rog, lasă seara asta să fie un moment de vindecare. Haideți să intrăm în rugăciune tot poporul. Doamne, ne închinăm înaintea Ta.